Născut în Mândreștii de Botoșani, Felix Constantin Goldbach poate fi mândru că a ales să cânte la clarinet și saxofon. Fondator al Filarmonicii Muntenia din Târgoviște, un proiect îndrăzneț care a fost distrus din păcate, Felix a ales să concerteze alături de nume sonore ale muzicii culte, dar și alături de personalități marcante, cum ar fi Gheorghe Zamfir, pe scenele din țară și străinătate. Pentru Felix Goldbach, muzica este totul și cum după tăcere, cel mai apropiat fel de a exprima inexprimabilul este muzica, să-l ascultăm într-un dialog inedit pe cel care își suflă sufletul pe note. Agenția de Cultură pentru prima oară în sinagoga din Târgoviște, într-o atmosferă deosebită, avem plăcerea să stăm de vorbă cu Felix Constantin Goldbach. Pentru că ești doctor în muzică, clarinetist, saxofonist, vrem să ne povestești în primul rând despre tine, despre cariera ta și cum ai ajuns la muzică. Hai să începem cu începutul. Greu este să vorbesc de mine, pentru că am început de mic. Să încep cu începutul începutului. De la țară, dintr-un sat din județul Botoșani. Satul se numește Mândrești. Sunt mândru că sunt de acolo. Un nume frumos. Mândrești, da, comuna Ungureni. Plecat trenul, pleacă nodul de cale ferată, este la Dorohoi, un prim nod, și un alt nod la Botoșani. De la Dorohoi până la Iași, bineînțeles că și prin satul meu trece trenul. Și așa am ajuns la Iași. La Iași, la vârsta de 9 ani, fiind părinții mei, mama mea fiind educatoare în sat, tatăl meu, având la bază, a fost contabil la CAP, cum era pe atunci, apoi la industria cărnii, a lucrat ca șofer și foarte mândru am fost, pentru că am înțeles mai departe că se câștiga mult mai bine și eu n-am dus rău pe timpul lui Ceaușescu din punct de vedere al mâncării pe atunci, că aveam nevoie de hrană. Și am plecat să fac, bineînțeles, două lucruri îmi doream foarte mult, ori să fac sport de performanță, ori muzică. Băteam mingea toată ziua și cântam la un fluier. Pentru că la țară să ai un clarinet era ceva... Era un vis. Un vis. Erau niște clarinete, bineînțeles, cioslovace, amate, era, bineînțeles, cel la un lux. Și vedeam în zona de nord, cum știți foarte bine, la țară sunt acele fanfare renumite. Sim. Și aveam vecini în comun, aveam și un vecin care deja, de fapt nu vecin, doi vecini aveam, sunt frați, care au cântat în filarmonică, cântau în filarmonică și am dorit și eu să fac muzică și, bineînțeles, în clasa 5-a am mers la liceul de artă Octav Băncilă din Iași. Bineînțeles, pentru mine a fost un prim templu mare, imens, să zicem, catedra de suflător a liceului de artă era foarte puternică, pentru că deja în clasa 5-a eu aveam 8 generații în față, adică 5, 8, 9, 12. Deci vedeam evoluția și, bineînțeles, aveam modele. Asta este foarte important, ce astăzi eu cred că lipsește și în sport și în muzică, centralizare. Deci a cânta centralizat, a cânta, bineînțeles, cu un program foarte riguros, am nimerit. Vă dați seama, mă trezeam la ora 6, de la 6 la 7 trebuia să îmi fac patul, să fac curat în cameră. Căminist. Da, la cămin. Deci totul era, țin minte și acum, în primul rând când coboram la masă, aveam timp și de studiu până să ajung la ora 8, la ore. Și când veneam de la cursuri, primul lucru, până să mă duc la prânz să mănânc, uitam să văd dacă am la parterul căminului, erau trei culori, cele trei culori celebre, dacă aveai negru, albastru sau roșu. Dacă aveai negru, făceai încă trei zile curat în cameră. Dacă aveai
albastru făceai o zi și dacă era roșu, era foarte bine. Foarte bine, bine și rău. Deci, o educație, deci eu zic frumoasă astăzi. Militărească sau semi-militărească? Dar eu am o văd astăzi constructivă, atunci o priveam destul de, dar foarte constructiv. Felix, n-ai avut o tradiție în familie sau ai avut o tradiție pe linia muzicală? De unde microbul ăsta în tine, de unde dorința asta pentru aplicarea ta spre muzică? Ai simțit că ai un talent? Nu, ți-ai dorit foarte mult? Nu, la început nu știam că am talent. Mi plăcea un instrument de suflat, bineînțeles. Nu te gândeai la un instrument anume? Nu. Am avut șansa să aleg dintre ele și sunetul clarinetului a fost pentru mine dragoste la prima vedere. Deci calitatea sunetului și mi-am dat seama că rolul cel mai important l-a avut profesoara Musteață, Rica, Dumnezeu să o ierte, Dumnezeu să o ierte. Cum ai ajuns la Târgoviște? Nu, până la Târgoviște traseul este mult mai lung. Clasele, să vedem pe unde, clasele 5-8 le-am făcut la Iași. Aveam de ales să vin la București sau să continui la Iași. Părinții doreau să vin să cânt în cea mai importantă reprezentativă armate a României, orchestra simfonică de suflători, cum era fi fanfara, cum e mai cunoscută, cea mai importantă orchestră de suflători, pentru că conform tradiției, la vremea respectivă, mi s-a asigurat, de fapt, să am un salariu, să am asigurat mult mai mare, să am un costum militar, venit sigur și era acea mentalitate, să spun eu așa. Tatăl meu, un om foarte, foarte riguros, un om foarte exact, un moldovean cu spirit austriac în el și un tip foarte, știind clar ce vrea, un tip foarte practic și foarte punctual. Mama mai artistă, așa mai, ea e și cu pictura, pictează și a dorit, bineînțeles, ca eu să fac totuși liceu de artă, să fiu un civil, să nu ajung în armată. Și pe cine ai ascultat? Până la urmă, tata a avut un rol important, pentru că l-am ascultat în prima fază, dar tot mama m-a convins să nu mai fac acel liceu militar, cum ar fi de muzică. Întâmplarea, trebuie să vă povestesc, că este frumoasă, se poate căuta și în arhive. Eu chiar vreau să caut arhiva. Deci am dat concurs la București. La ce liceu? La liceul militar de muzică. Eram în jur de 36 de clarinetiști și am rămas 4. Am luat singur 10, am luat primul și trebuia să mai dăm probe sport, mai multe, educație, deci erau și probe fizice și am stat 2 săptămâni centralizat acolo. Și în acea generație erau foarte mulți plecați deja de la Iași, care erau mai mari ca mine. În momentul când m-au văzut, deja venind de Revoluția, deja în anii 90, deja au trecut un an și un pic, aproape 2 ani, în care s-a simțit libertatea, s-a simțit că se poate face altceva și să nu merg acolo. Deci dacă eram până în 89, era un loc, sigur, dar după 90, deja lucrurile, se simțea acel miros de libertate, de democrație, de a face după aia un conservator mult mai... Adică să am o continuitate și o incursiune foarte frumoasă. Și ce s-a întâmplat? Am plecat. Deci după ce am dat probele, nu am mai continuat
mai departe. Deși luasem cu 10 și la final i-am spus mamei că vreau să revin acasă și vreau să continu. Și acasă ar însemna, am pierdut treapta de la Iași și am avut loc la Botoșani. Deci am venit mai aproape de casă, eu fiind din județul Botoșani. Iată, ai pendulat între București, Iași, Botoșani. Da, Botoșani, acolo am făcut liceu de artă, 9-12, deci am făcut un liceu, profesor extraordinar, cu o filarmonică foarte puternică, filarmonica de stat din Botoșani, o filarmonică construită pe marele Weber. Acolo am avut pe domnul profesor Druțu Costel, un profesor foarte bun. Am colaborat și cu domnul Petrică Sâia, prin clarinetist de la filarmonică. Și el m-a plăcut, m-a îndrăgit. Nicolae Ursu, un mare dirijor și un mare profesor, care ne-a învățat și armonie, și contrapunct, și forme, și muzică de cameră. Adică când făceam o orchestră, vă dați seama, din clasa a noua, să începi să cânti în orchestra liceu de artă. Deci aveai toate instrumentele. Ceea ce astăzi e foarte greu ca infrastructura unui liceu de artă să aibă instrumentele foarte, acele instrumente rare care urmează un tot. Da. Apoi de acolo am terminat și aveam de ales... Deci trebuia să vin la București, la conservator. Și ai plecat la Brașov. Și până la urmă, cu ciuda faptului că dăduse Bucureștiul domnul Cudalbu, profesor, care mi-a dat ok-ul, cum se zice, la Iași era domnul profesor celebru Sipcu, profesor extraordinar pe muzică modernă, dar deja vreau altceva. Deci vreau să vin în Ardeal. Cât a durat episodul la Brașov, ca să ajungem și la Târgoviște? Da, inconștiență. Pentru mine, de ce am venit? Pentru că erau 6 locuri cu 36 de candidați. Deci eram 10 pe loc. Deci și nu era un loc pentru clarinet, erau numai la suflători 6 locuri. Bineînțeles, am intrat și am terminat 95-2000, muzică instrumentală, clarinet principal și muzică de cameră, orchestră. Deci unde am avut acolo onoarea și marea plăcere să l-am în primul an să intru la clasa domnului Daniel Teodoru, prin clarinetist al Radiodifuziunii Române. Și imediat din anul 2, dar din anul 1 am început cu primul elev al lui, Iulian Rusu, mare profesor, la ora actuală un mare profesor de clarinet și de muzică de cameră, plus că el e și dirijor. L-am avut din anul 2 oficial Iulian Rusu, la Brașov. Ne-am lucrat 4 ani, unde el mi-a schimbat tehnica, mi-a schimbat foarte mult toată viziunea, modul de a sufla, gândirea, să zicem, stilistică, semantică, tot ce înseamnă din punct de vedere interpretativ, și el și mi-a dat curajul să merg mai departe. Da, în 2000 am venit la Târgoviște. În 2000, și ce te-a dezamăgit aici la Târgoviște, sau ce ți-a plăcut în primul rând, ce s-a întâmplat și dacă te-a dezamăgit ceva profund și de ce? În 2000 am venit în Târgoviște cu plăcere pentru un an de zile. Așa a fost. Ca de probă, cum se spune. Nu, așa a fost discuția. Deci inspectorul general de la Brașov, domnul Arcea, un profesor deosebit, a vorbit cu inspectorul de specialitate aici, care era inspector de specialitate în preuniversitar. Și au vorbit că au nevoie de profesor la liceu de artă. Deci liceu de artă s-a înființat în 98. Și 98 și colegiul pedagogic în cadrul Universității Valahia și apoi facultate de muzică. Deci noi anul acesta am primit 15. Și aveau nevoie și la facultatea de muzică și la liceu de artă. Și am venit pentru un an de zile pentru că eu aveam contract în 2000, trebuia să plec în Italia. Deci aveam contracte semnate ca să plec
să mă duc să fac un ban. De-aia am muncit încât mi-am dat seama că trebuie să plec afară. Când era perioada aia foarte grea încât nu se putea supraviețui. Deloc, mai deloc. Și bineînțeles, cei mai frumos când vii din aceste centre mari, puternice, cum Iașiu, Botoșani și Brașov, unde ai operă, armonică, universitar, vii la Târgoviște, te vezi o universitate, vezi un liceu de artă. Și vrei dorința firească, nu? Și să ai o formă finală. O filarmonică. O filarmonică. Și atunci am zis, este un lucru firesc, adică nu e nimic. Eu fiind instrumentist, practician și oficial, în 2004, s-a creat prima mini-stagiune simfonică de primărie, în care eu am coordonat. Deci eu am făcut acest prim proiect, Camerata Palatului. Și am mers cu pași mărunți, s-a creat prima stagiune, unde au fost personalități foarte mari. Deci Iosif Conta, penultimul concert l-a făcut aici, înainte de ultimul l-a făcut la București. Și el, mare, mare dirijor, regretat de foarte multă lume. Ervin Ață, iar un mare dirijor care a fost aici. Și atunci i-am chemat pe instrumentiștii dragi mie, care am colaborat, Iulian Rusu, solist, Gabriel Coitoru, mare violist. Apoi în 2006 s-a înființat oficial în subordinea Consiliului Județean. Și Consiliul Județean avea Școala Populară de Artă. În cadrul Școlii Populare de Artă am făcut departamentul Orchestra de Cameră, Camerata Valahi. Și am fost primul angajat, secretarul muzical. Deci noi nu puteam avea pretenții să fim manager sau director. Acolo era un profesor, manager. Ce a funcționat, Felix, și ce n-a funcționat? De ce a dispărut acest proiect? El a început foarte frumos. Vreau să vă spun adevărul în această emisiune și numai adevărul. Această instituție s-a creat la dorința mea, fiind instrumentist, pentru a da nu numai mai departe foștilor elevi pe atunci, actual studenți și care au și terminat, în primul rând să aibă o formă finală, să fie o instituție unde să lucreze, pentru că dacă avem liceu de artă și facultate de muzică și tu nu ai forma finală, adică tu nu ai de fapt întreprinderea, nu? Care e întreprinderea? Întreprinderea este, nu? Întreprinderea este orchestră de cameră sau filarmonică. Ea, în 2006, a primit un curs foarte frumos. Au fost primii oameni angajați, în care urmam să creștem valorile locale. Asta a fost proiectul meu, pentru că nu puteai să pui în orchestră oameni care nu aveau în spate o practică. Nemai fiind orchestră, ei trebuiau adunați. De unde se aduc? Câțiva elevi de la liceu de artă, profesori, de la facultate, studenți, de la... Dar asta în timp. Adică să-i aduci și să-i crești. Din punct de vedere interpretativ. Să-i crești cumva. Valoric. Valoric. Eu fiind practician, ce n-a funcționat? Greșeala, adevărul, nu aș vrea să vorbesc, pentru că lumea știe, nu e nimic nou. Dar ca să audă de la vocea persoana, să zicem, care e avizată de acest lucru, eu am dorit pași ușori și mici și siguri cu promovarea valorilor noastre, dar din mediul, deci ca să avem pe compartimente instrumentiști, trebuie aduși numai pe perioadă determinată, deci pe stagiune, de la marile centre, marile centre și nu numai și universitare și în primul rând a orchestrelor simfonice de lângă București, de lângă Târgoviște, adică București, Brașov, așa, și Ploiești, în care să aducem pe fiecare compartiment instrumentiști valoroși și să-i creștem pe cei de acasă, cum se întâmplă și în sport. Da, în fotbal, în basket, în handbal. Și nu s-a vrut asta? Sau da, ce, deci ce s-a vrut? La momentul respectiv, 99% au venit, erau numai de afară, eu eram singur din Târgoviște. Și când am scos capul să candidez, mi s-a dat în cap. A spus, ce cauți tu în această funcție? Ok, m-am retras, am rămas instrumentist.
Dar dincolo de orgoliile astea, Felix, bun, la tine era o cerere justificată sau o dorință justificată. De ce s-a distrus acest proiect? S-a distrus pe acest proiect pentru că foarte pe scurt, în 2007, dacă se începea pe formula, nu contează că eram unul sau doi, eu sau doamna respectivă, doamna a vrut să fie unul, a ajuns unul și a rămas singură. Deci a vrut numai ea, soțul, manager să conducă și eu m-am retras. Deci mi-am luat mâna. Și atunci automat în 2008, a început iar foarte frumos. Eu i-am lăsat să conducă, pentru că m-am retras. Dovadă, m-am retras. Și ce s-a întâmplat concret? Foarte concret, instituția între 2008 și 2010 a avut 2 ani numai scandaluri. Scandaluri pe care... Legate de ce? De bani? De, de bani în care cine au făcut, deci cine au încercat să pună într-o oglindă urâtă instituția, au fost cei care au, zicem, au făcut controale instituției și că nu avem nevoie de filarmonică și s-a făcut consum de ăsta cultural și că Târgoviștea e o chestie prea mare, nu are nevoie... E o pălărie prea mare pentru Târgoviște. S-a greșit pentru că nu s-a colaborat între managerul care era pe atunci, eu nu mai eram în stat, și cine a făcut acel consum, să nu fiu, era, să zicem, am zis că a fost o persoană de sex feminin, deci a fost amatoare în acest consum cultural. Deci n-a fost făcută de o persoană avizată, ci o persoană care se pricepe. Deci, cu alte cuvinte, s-a distrus un proiect. Târgoviște, suntem în 2015. Da. Târgoviștea, în acest moment, nu mai are nici filarmonică nu mai are, da? Și în 2010 s-a disființat de la statut de filarmonică, juridic separat, trecând-o într-o... s-a creat Centrul Județean de Cultură. Da, știm asta, dincolo de organizarea administrativă. Au numit-o... De fapt, când s-a dat hotărâre de Consiliul Județean, i-a spus orchestra de cameră. Și în fapt, când au trecut-o, ca așa e hotărârea, deci hotărârea orchestra de cameră, și când au trecut-o, orchestra simfonică Muntenia din Târgoviște. Păi nu poți să-i spui orchestra simfonică când au rămas 13 angajați, în care nici nu sunt, sunt mai puțin decât erau la început, în 2006. Deci, cu alte cuvinte, amatorismul acelui consum cultural. Și era o credință? Decizia decizională pe care a fost luată, suflându-le la ureche ordonatorului de credite pe atunci, s-au făcut niște hotărâri administrative, la nivel de hotărâri de Consiliul Județean. Nu poți să spui nici pe X, nici pe Y. Eu n-acuz pe nimeni. Ci acuz sistemul de amatorism, că lucrurile mergeau bine, mai cu scandal, mai fără scandal, trebuia să meargă mai departe, că nu era doamna, că nu eram eu, trebuia să aleagă cineva, nu putea să conducă oricine. Numai o greșeală care s-a făcut foarte mare, nu poate fi condusă o orchestră simfonică de cineva care nu cunoaște mecanismul acestei orchestre. Una este să fii profesor, vorbești despre instrument și una este să cânți. Deci trebuie să mai cânți la el și să cunoști toată semantica acelei orchestre. Deci, cu alte cuvinte, când s-a trecut, s-a luat hotărârea în 2010 să se desfințeze, s-a trecut la Centrul Județean. Centrul Județean, nimeni de acolo nu era specialist. De la manager până la coordonatorul orchestrei. Coordonatoarea orchestrei era profesoară de canto. Și în acest moment s-a ales praful. Profesoară de canto care, ea neștiind, adică ea a luat o pălărie, nu-i dau numele că nu e frumos, dar era o pălărie prea mare. Eu n-aș fi făcut așa niciodată, de exemplu, să mă pui pe mine, eu instrumentist, și să conduc un cor. Cor, sunt profesori specialiști în acest oraș. Foarte mari profesori. Deci greșeala mare că acei care conduc cultura nu le-a explicat din punct de vedere tehnic cum poate să fie condusă de o orchestră simfonică de o profesoară de canto. Deci nu are cum, pentru că ea nu a cântat și nu știa mecanismul acelei. Și ea, la rândul ei, a încercat și a făcut ce a putut, că ea nu mai avea ce să cânte, că era moartă din start. Din fașă. Și ce s-a întâmplat? Imediat în 2012 a venit altă formă, putere locală și județeană, cu speranța, eu crezând că se va înființa ceva, se va face ceva.
și a revenit tot doamna care a făcut parte din fundarea acestei instituții pe linie care există și astăzi. Și au promis că vor reface și vor o aduce la o anumită formă. Suntem în 2015, nu s-a făcut nimic. Regret foarte mult că nu văd elevii mei, studenții mei în orchestră. Nu-i văd în corul filarmonicii Muntenia, nu-i văd în orchestră, nu văd o fanfară locală, deci noi nu mai avem nici fanfară. Deci acești, vă dați seama, eu predau din 2000. Sunt 15 ani mâine pe mine, atâtea generații în care îi văd numai la nunți, cu mătrii și tot felul de restaurante, iar ei nu-i văd într-un mediu organizat, unde acolo pot să facă un lucru de calitate, unde mai departe poate să ducă niște lucruri și de mai mare calitate. Ce înseamnă muzica pentru tine într-un singur cuvânt, dacă ai putea să o concentrezi, să definezi? Ce înseamnă pentru tine? Muzica este totul. Muzica este și rigoare, și inefabil, și semantic, și stilistic, și retoric. Și aici mă regăsesc în tot. Nu am un cuvânt care aș putea să-l dau. N-am un cuvânt de-a. Eu îți mulțumesc. Mulțumesc.